Cu medaliile la gât, campionii de la scrimă s-au întors acasă și au fost așteptați cu flori pe aeroport. Mă simt foarte bine după acest campionat european. Am realizat multe rezultate bune. Această medalie înseamnă un sezon foarte bun, în care am muncit foarte mult și munca este răsplătită. Sunt doar niște confirmări la faptul că muncim bine, ne pregătim și suntem sportivi buni și talentați. Înseamnă foarte mult pentru că noi am muncit extrem de mult ca să ajungem în primul rând acolo și pentru că am câștigat a fost mai mult un plus. Vedeta delegației a fost Casian Câdu, care a cucerit numai puțin de 4 medalii. Mă simt bucuros, dar nu vreau să am nasul pe sus sau ceva, vreau să rămân cu picioarele pe pământ și să muncesc mai departe.